Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland! Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul QUICK la secțiunea de observații! Simplu! Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un episod din UFC2, cariera cu CM Punk! Am simulat aici antrenamentele, să-mi spuneți dacă pe viitor vreți să le simulez sau să vă arăt și vouă ce fac pe aici. Deși, acum, nu știu, am făcut cam aceleași și am dat acolo sim și am luat același rang ca trecută. Știți cum funcționează, că poate ați mai văzut și seria pe care am mai făcut-o înainte. Din păcate am o mică accentare aici, minus 3 la stamina, dar nu este foarte rău. Bine, stamina mea oricum nu este prea bună. Păcat, păcat. Ia să vedem, bă, aici lupta, mă, cu acest Zamora. Ia uite-l ce nervos e la aici. Ce dracu, bă, băiatule, bă, calmează-te. Băi, mă, Gregor, l-ai învățat să fie așa. Tu de ce nu ești așa nervos? Uite, uite-te și tu cum se uite. Bă, mi-e frică de asta, mă, bate, dă-te dracu. Uite și, aolo, cu echipamentul ăsta, aolo, cum arată, băi, Faber, alt echipament, n-alegeai, mă, știu, mă, trăițear. Zamora versus CM Punk, Zamora nervosul, de ce erai nervos, prietene? Cu ce ți-a îngreșit? Uite, acum vrea să dăm mânușă, uite, al dracu, ce nas are. Bă, băiatule, cine dracu, bă, l-a bătut, mă, Gregor, înainte de meci, bă. Băi, Voldemort, tu ești. Ce dracu, înapoi, battle pe Harry Potter, nu veni aici să te bas cu Punk. Mamă, cât de repede scade energia, băi, frate, am încercat câțiva pumni, scade de tot. Probabil din cauza vârstei, bă. Adică, Punk are 38 de ani, probabil de asta, nu știu. O, ce frumos am invitat acolo, am încercat un takedown, trebuie să am grijă cu ăsta takedown, pentru că e bun al dracu, nu glumă. Și ca la corp aici un picior. Bun, am prins în piept, frumos. Frumos, frumos, hai că am început. Și începe cu takedown, nu, nu e bine. Ăsta avea un rating foarte mare, vreo 70 și ceva, bă. Trebuie să ne ridicăm repede, ok. A reușit takedown-ul, asta nu e bine. Dacă se ajunge la decizie. Oh, de-i prindea mai am ok. Deci asta e pum de la super pumn. Super pumn, să țin minte. Super. A, dar de ce am dat de două ori? Am dat din greșeală, băga mi-aș. Controlăm aici puțin la picioare. Mă, lasă-mă garda jos, mă, băiete. Ok, ok, vrei să te întreci în pumn cu mine? Ok, stai că și la asta e mai bun decât mine. Bă, ce dracu, mă. Băi, Punk, știm să facem noi ceva în meciul ăsta, bă. Bă, ne cam bate ăsta, ce-i drept. Bă, incredibil, bă, cum, bă, cât de defensiv joacă, mă enervează. Fuge tot meciul, bă. Ce mamă dracu, mă, e neregulă cu ăsta, ok. Full guard, că să nu ne prindă pumni. Haide, haide, backside, no. Full guard, full guard, full guard. Full guard, să nu te pumnu. Ok, 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 ok. Backside, hai să-l prindem. Nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Trebuie să dau get up. Ăsta e prea bun al dracu, nu poți să-i faci nimic incredibil. Hai, full guard, bun, 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 get up, get, no, n-am șanse cu ăsta, sincer, la podea n-am șanse cu ăsta, Zamora, ești prea bun, trăiți-ar mama ta. Hai, mă, Zamora, mă, tată, mă, Zamora, s-o dau, băiete. Pac, pum. Ok, am prins pumnul ăla bine, dar nu prea dau damage, aia e problema. Bă, cât dracu, stamina. Nu, să nu-i scade stamina, că sunt mai mult. Aleargă prin cușcă. Aici, în octogon. Bătaie, îți dau Zamora, tată. Nu mai poate să țină gard acolo. Am dat blagi și mâna puțin. Asta e foarte bine. Și încă o dată. O, nu cu genunchi. De ce nu pot să dau? Vreau să dau și o genunchi. O, a încercat un take, de-am cred. Băiete, să-l punem la podea asta, încercăm acum pe ultimele 10 secunde, încercăm și noi. Măcar să avem un takedown aici în palmares. Usher up. Nu putem, no, nu pot, e mult prea bun la podea. Mă distruge omul ăsta. Oricum, am terminat cu el la podea, ceea ce e bine. Uite, i-am și prins acolo câțiva pumni, sângerează. Cred că i-am spart arcada sau ceva. Bun, 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 hai să-l salutăm. Bă, un oponent pe măsură, nu glumă. Ăsta chiar e bun. Față de ceilalți de până acum, ăsta chiar e. Forță, bun. Bun, bun, bun. Ok, i-am dat damage. Hai, Punk, Punk. Mergem în el aici, așteptăm energie. Așteptăm pe el să dea. Ce acum mai dăm noi, dă-te, dracu. Punk, la fel facem. Ok, n-a ținut gardă. Dă-te, dracu. A dat cumva un taunt sau mi s-a părut mie? O, da, o, da, o, da, o, da, o, da. Cade, cade Zamora, cade Zamora. Pumnii mei mintenoare. Cicala, cacicicea. Bate tot ce-i stă în cale. Ta. Extraordinar. CM Punk, încă o victorie prin KO. Aici am ratat, însă aici l-am prins. Oh, glitchuială.
Ei, acolo am dat în gol. Ce să faci? Dar uite pumnul ăsta prin stânga asta. Mamă, mamă. Gliciuită. Stânga gliciuită, cea mai letală armă. CM Punk câștigă și mergem în semifinale. Bă, hai să ne cu cine ne vom înfrunta. Ok, pot să aleg din nou cu cine mă lupt. Cu Seo am mai luptat, cu Garner n-am mai luptat, este bun la stand-up. Și ăsta este bun la ground, Pavlov, la fel ca Zamora. Pavlov sau Garner? Să alegem pe cel mai bun, să devenim mai buni sau să jucăm cu Garner? Hai să jucăm cu Pavlov, bă. Cei mai buni, să-mi aduceți pe tavă, vă rog frumos. Bun, am simulat aici din nou niște antrenamente și se pare că avem minus 10 punch speed. Încă o accentare. Bă, de se accentează punk ce n-am văzut. Probabil din cauza vârstei sau dracu să... Ia. Hai să mergem spre semifinală, bă. Iată oponentul meu. Uite, ăsta nu mai este agresiv așa, are și nasul mai normal. E puțin mai mare, probabil, de la pumnii încasați. Da, ăsta e de la echipa... Ce dracu echipa asta? Că nu... Nu știu, sigur, exact. I don't know. Poate tot de la noi din echipă și Faber preferă să vină cu mine, mă. Cred că suntem din aceeași echipă. Pavlov versus CM Punk. Din nou un tânăr versus unul foarte bătrân pentru sport. Bine, nu e chiar foarte bătrân. E acolo cât de cât, să zicem. Încă se poate lupta, însă nu cu deștea tineri, bă. Asta e marea problemă. Ăștia au stamina, au grămadă. Și Punk scade imediat după câțiva pumni. Asta va fi un challenge destul de mare în carieră. Pumnii mei, minte nu are însă. Îi dăm până să termine energia, după aia, nu știu, încercăm să punem la podea ceva. Dar nici acolo nu e bine să te duci fără stamina. Am încercat la corp, hai să mai dăm și la corp. Așa puțin la corp, ia uite-l. Alai tati. Oh, luci! Mai lasă garda jos, tinere Punk. De ce am făcut idioțenia asta? Bun, n-a fost rău. Bă, sincer, a început puțin mai bine decât mine tipul ăsta, cred. Apărcat, hai că e bine. Ne revenim, încă un apărcat. Apărcat City. No, asta nu are cum să fie bine. Nu vreau un clinch, că e bun ăsta, am văzut că avea statusuri bune. Haide, over-under. Nu sunt în poziție din aia, dar cu genunchiul, fucking hell. Ficatul Doroftei, tată, ridică-te. Doroftei, mamă. Nu e, n-are deloc cum să fie bine. Ok, asta e runda lui clar până acum. Avem 3 runde însă de data asta. Get up, Punk, te rog frumos, ridică-te. Nu poate, mă controlează asta aici. Am urmat la corp, dă. Însă la cap am luat damage mai mare, se pare. Ok, asta n-are cum să fie. Da, dracu, cum mă controlează. Deci n-am nicio șansă aici, bă. Abia pot să dau de astea, abia se mișcă. Ok, full guard încă o dată. Îți dăm get up acum. Șanse mai mari. Bun, mă! Am scăpat cu bine după așa ceva. O să spun că e ok. Este mai agresiv decât Zamora. Zamora fugea mai mult. Ăsta se aruncă, tată, nu glumă. Ăsta așa mai moroșanu decât el. Pac! L-am destabilizat. Oh, ce cot în gură! It is all over, my friend! M-ai pus tu pe mine la podea cu genunchiul. A fost frumos, trebuie să recunosc. Dar băiete, CM Punk, uite cotul ăla aici cum a venit. Mă rog, a dat cu antebrațul în șters, așa frumos. Bă, ce frumos a lovit, bă. Ce frumos de aici. Asta, mamă, ce pum. CM Punk ajunge în finala Ultimate Fighter, bă. Extraordinar. Ce poate să fie mai tare de atât? Mergem în finală. Și hai să vedem cu cine ne vom lupta acolo. Da, vom lupta, se pare, tot cu Seo. Uite, așa scrie aici, cu Seo ne vom lupta. Cât de tare asta, ne întâlnim din nou cu el. Omul pe care l-am bătut prima dată. În primul meci din preliminarii. Interesant. Dacă nu mă înșel, finala va fi într-o gală UFC. Ceea ce înseamnă vom fi într-o mare, mare arenă. 67 overall pentru CM Punk aici. Campion este Woodley. Tyron Woodley, care pare foarte periculos. Dar ne îndreptăm noi spre centura acum, madreacu. Băi, cam atât însă pentru astăzi, data viitoare, marea finală și vom și avea probabil primul meci în UFC ca partea UFC-ului. Dacă vom câștiga, bineînțeles, finala, altfel nu știu dacă vom intra acolo. Cam atât pentru astăzi însă, like dacă v-a plăcut și vreți să apară cât mai des această serie. Eu am fost Quick, ciao les!